ca la Big Brother. Now you should come here. Oamenii ăștia ne lasă să ajungem. Ia uitați ce drăguții că e. Unde copiii își... Ei au înțeles că vrem să ne vaccinăm. 2 milioane de pasageri trei zilnic. Această vedere este la 360. O trupă faimoasă de bărbați pentru că sunt numai femei. Surpriza despre care vorbeam și ciudat că se mișcă. Și ia uitați ce nebunii de... Acest cățeluș costă undeva la 1.650.000. Bună, dragilor! Salutare! Noi suntem Mirabela și Bogdan, adică Travel & Doi, și rămâneți cu noi până la sfârșit pentru că nu o să vă pară rău. A, cu siguranță, 100%. În acest vlog vă luăm cu noi să vedem orașul Tokyo de la înălțime și de această dată complet gratis. Hai pentru să că... vedem câte locuri o să reușim să vedem gratis. Și primul loc se află chiar aici în Asuka, lângă templul Sensoji. Este un centru de informare turistică și puteți urca gratis. Au un punct de observare. Hai să vedem cum arată. La etajul 8. Wow! Și foarte interesant acest lift. Vedeți? Cu cameră se vede totul, ca la Big Brother. Și uitați, oameni buni! Wow! Ce părere ai, Mira? Super! Wow! Și dinăuntru este încă și deschis. Ăsta e deschis! Wow. Oh, păi de aici se vede și mai bine. Râul Sumida, turnul, da, se vede totul foarte fain. De aici se vede foarte bine templul Sensoji și acea stradă faimoasă. Și pot spune că iubesc deja Tokyo numai datorită faptului acesta. Vedeți cât de mare este spațiul acesta destinat oamenilor care să vină să se relaxeze, să fotografieze și să vadă o panoramă de vis aici? Ei bine, în spatele meu este o cafenea, iar spațiul alocat cafenelei, meselor, este mult mai mic decât acest spațiu. Ceva incredibil. Imaginați-vă că ăsta e un business foarte bun. Dacă vrei să ai o vedere, vii și plătești. Bei o cafea, consum ceva. Ei bine, acest lucru nu se întâmplă și în Tokyo și pentru asta îmi place la nebunie. Să ajungem la al doilea loc de unde o să vedem Tokyo de la înălțime gratis. O să luăm metroul de la Asakusa și o să coborâm la Higashi Ginza. Denumirile sunt și în engleză, deci să nu vă preocupați, și sunt și numerotate. O să urcăm în tunul Careta și Dome. Și ia uitați, o să urcăm la etajul 46. Uitați-l aici. Ce frumusețe. Haideți că nu mai pot de curios. Te ia cu amețeală, sincer. Suntem în liftul care ne duce doar la un singur etaj. Wow. La 46 sau 47, nici nu știm, de fapt. Și nici nu are butoane. Mamă, deci chiar te ia cu amețeală. Cât de repede urcă, se înfundă și urechile, clar. Wow! Wow. Cât Dumnezeule, e de frumos! Mare! Ce frică mie! Să vedem unde e observation deck, că de fapt noi aia căutăm. Wow, nu-mi vine să cred cât e de frumos. Pur și simplu, bine că au pus această bancă aici, pentru că îți vine să stai jos și să admiri pentru ore întregi, sincer. Și aici avem vederea cu Tokyo Bay, golful din Tokyo. Ia uitați, ce părere aveți?
din nou, eu am aceleași cuvinte de laudă, având în vedere că suntem la etajul 46 și putem face acest lucru gratuit, fără ca nimeni să te întrebe ce cauți aici, de ce ai venit sau să pretindă să cumperi anumite chestii. La un etaj mai sus mai sunt încă două restaurante și aici sunt câteva oricum. Noi am venit direct la acest minunat view. Deci Tokyo este cel mai tare. Și ca să vedem și vederea cu zona Shibuya și zonele adiacente acestei zone, trebuie numai decât să intrăm într-un restaurant. Am vorbit cu domnul, am întrebat dacă pot să intru să fac doar un film și au zis că da. Așa că hai să vă arăt ce e aici. Wow! Hello! Now you should come here. I totally agree. Look at the view. Yeah. What's your name? My name is Yuri. Yuri? Yes. Nice. My name is Bogdan. Nice to meet you. It's a pleasure. Yeah. Thank you. Are you working here? Yes, as a part-time job. Oh, that's good. That's good. And how is to work here? How? It's a good, I believe it's a good job. Yeah, it's true. That's great. So, yeah, please feel free to come to this restaurant. What's the name of the restaurant? At Hokkaido. Hokkaido. Yes. Hokkaido restaurant. And this traditional Japanese restaurant. Yes. But especially for Hokkaido food. Ah, yeah. Hokkaido food. Yes. Okay. That's good. So you know now. Bye. Thank you. Dragilor, acesta este cel de-al treilea loc de unde o să vedem Tokyo de la înălțime gratuit. De aici, de la Sky Shibuya. Nu mai pot de curios. Hai să vedem. Suntem la etajul 14, dar avem o vedere incredibil de frumoasă cu intersecția nebună, cum îmi place mie să-i zic. Wow. Și dacă te uiți așa drept prin acel geam, te ia cu amețeală, efectiv. Deci te uiți așa și îți vine rău parcă. Și partea aceasta e un zgârie nor imens. Bine, mai e unul și partea aceea. Te prinde zgârie nor pe aici. Da, dar cel mai frumos și mai frumos este trecerea de pietre. Intersecția. Da. Dar și aceste pasarele. Așa cum vezi cum trec mașinile într-o parte și alta. A, practic pe pasarela aia am venit noi, nu? Da. Acolo am fost noi, vezi că nici nu ne-am dat seama. Aici, la etajul 14, este și un magazin pentru suveniruri, dar nu asta ne interesează pe noi, ci anume... Dumnezeule! Wow! Incredibil așa ceva. Ia uitați. Să nu ziceți că nu v-am spus. Ia uitați, de aici se vede trecerea de pietoni foarte bine. Și amintiți-vă, este gratis. Dacă mergeți în Starbucks Cafe, acolo, și de acolo am înțeles că e gratis, dacă am trebuit să... Nu e chiar gratis, că cam trebuie să cumperi o cafea. Dar noi o să mergem și acolo, că e frumos. Dar de aici este gratis. Până la urmă n-a fost așa greu să o găsesc pe Mirabela, pentru că m-a găsit ea pe mine, de fapt. Da, eu am rămas cumva la magazinul de suveniruri și când am venit aici am rămas fără respirație, atât de frumos. Deci nu pot să cred că oamenii ăștia ne lasă să ajungem în punctele astea.
să avem o așa panoramă minunată, fără niciun ban. Deci încă nu pot să cred. Imaginați-vă, în Europa asta ar fi un business nemaipomenit. Știu că am mai spus-o până acum de două ori, dar o să o spun de fiecare dată, pentru că sunt încântată și impresionată de japonezi. Bravo vouă! Se poate ajunge și la un etaj superior, ceva la 40 și, da, aceea este cu bani. Noi suntem foarte mulțumiți cu aceasta, suntem mai mult decât impresionați și dacă voi vreți mai mult, puteți merge pentru o sumă de, cred că 2000 de ei. Și o altă intersecție asemănătoare și buiei este aceasta de aici. Se văd oamenii mici cum trec în toate direcțiile. În spate, în acea zonă acolo, este o linie plină de zgârie nori. Undeva mai lângă mine, nu știu dacă vedeți, dar este trenul care circulă gale pe liniile sale. Și în partea aceasta avem celebra și faimoasa intersecție Shibuya, unde oamenii își fac de cap, trec în toate direcțiile, exact așa cum doresc. Nu uitați, suntem la etajul 14, iar vederea de aici este absolut incredibilă. Nu știu dacă vedeți, dar acum oamenii s-au mobilizat. Sunt ca niște furnici. Aici la etajul 14 este și o galerie de artă. Foarte frumoase tablourile acestea. Aceasta seamănă cu, erau la un moment dat niște desene la noi, dar nu mai știu cum se cheamă. Cred că aceasta este preferata mea, îmi place mult de tot. Ia uitați ce drăguțică e. Oh, scumpică. Aceasta e ceva mai chic, un unicorn. Acesta este cel de-al patrulea loc de unde puteți să vedeți Tokyo de la înălțime gratuit. Suntem la centrul Bunkyo, care este o altă clădire guvernamentală și o să urcăm la etajul 25, de unde o să avem o vedere cu orașul superbă. Și dacă ați stat până aici, avem și o surpriză pentru voi, pentru că afară este este senin și se spune că atunci când este senin putem să observăm muntele Fuji și Tsukuba de la distanță. Hai să vedem, suntem atât de norocoși? Hai! Hai! Și aici e Bogdan, care mă cheamă în lift. Oh, stai să te merge. A, 26. 25. 25? 25. Sky Ranges, eu? Yes. Sky Ranges, cruises. Close. No. Sky Ranges, cruises. How long? For how long? Se pare că turnul este închis și un lucru foarte ingenios mi se pare acesta. Nu știu dacă se vede, dar în spatele meu este cumva o expoziție unde copiii își aduc desenele, roboței, toate produsele, tot ceea ce fac ei la școală și le vând. Sunt acolo expuse pentru 2, 3, 4, 5 ieni. Iar sâmbătă, cum este astăzi, vin cu părinții, se uită, aleg, cumpără. Da, asta este școala viitorului. Ne place mult de tot acest lucru. Se pare că exact la etajul 25, de unde avem superba vedere cu orașul, au deschis un centru de vaccinare împotriva COVID-19. Deci, nu puteau să găsească undeva la subsol și din păcate este închis. Cu engleza ne-am înțeles foarte, foarte greu. Suntem la etajul 26 acum pentru că ei au înțeles că vrem să ne vaccinăm și ne-au lăsat să urcăm până aici la etajul ăsta. Ceva vedere avem de aici, dar nu în totalitate. Na. Păcat. Păcat pentru că se vede super de aici. Și în spate acolo se vede muntele Fuji în distanță. Chiar se vede bine de tot. Și ce vreau să vă spunem că ne aflăm la stația Shinjuku. Aceasta este cea mai aglomerată stație de pe întreg mapamondul. Circa 2 milioane de pasageri trec zilnic pe aici.
Deci, vă dați seama ce e aici. Să ieși din această stație poate fi un adevărat haos. Al cincelea loc de unde putem să vedem orașul Tokyo de la înălțime și gratuit este clădirea Guvernului Metropolitan din Tokyo, acolo în spate. Haideți că nu mai pot de curios! Această vedere este la 360 de grade cu orașul, deci și este complet gratuită de la etajul 45. Ia uitați, soarele cum a apus deja. Teatrul Imperial. Trupă, da, interesant, cred că e o trupă faimoasă care o să... O trupă faimoasă de bărbați, pentru că sunt numai femei aici la coadă. Toate bucuroase, foc! Să-și vadă favoriții. Idolii. Da. Dacă trebuie să luați linia Iurica Mome, cea albastră, nu uitați să mergeți la capătul trenului pentru a avea vederi spectaculoase. Am ajuns la al cincelea și ultimul loc de unde puteți vedea Tokyo gratuit și eu sunt foarte impresionată de ceea ce au putut să facă japonezii. E, ce să mai, și cu numai faptul de a lua trenul și de a vedea toți aceia zgârie nori, practic te simți ca într-un roller coaster, așa eram. Doar că nu aveam senzațiile wow, aveam alte de senzații. Da. Hai pe aici! Eu n-am cuvinte, domnilor și doamnelor, acest loc este superb. Ne aflăm în parcul Odaiba. Și aici ajungeți numai decât așa, pe la 5 seara, 5 fără ceva, 4 jumate, 5, să prindeți apusul de soare și să vedeți podul, curcubeu. Nu o să vă pară rău, nu am cuvinte, deci efectiv. Mie podul ăsta l-am în față și mi se pare că e ca podul acela din America, podul Brooklyn, parcă da. Se cheamă. Și mai e un semn că asemănarea cu America e foarte mare. Dar nu-mi spunem încă, nu? Deci, mai ține secret. Hai să vă arătăm vederea din partea aia, începând așa. Deci, cred că ăsta e cel mai tare loc de unde am putut să... Adică nu cel mai tare, dar mă impresionează cel mai mult, nu? E foarte mult. Dumnezeule, ce e aici! Și mai ești un apus de soare, fain de tot. Mamă mia! Da, și aceasta este surpriza despre care vorbeam. Nu am ajuns în America, dar avem ocazia să vedem o replică a statuii libertății aici, în Tokyo. Are o înălțime de 12,5 metri. Și a fost construită și amplasată aici în anul 1998 pentru a comemora anul francez. Și în depărtare se vede podul curcubeu, care noaptea este iluminat în culorile curcubeului. Foarte frumos, zgârie nori în depărtare, Bogdan, multă lume. Apusul, o să vedem apusul. Cred că a apus deja.
că a venit timpul pentru cină, am ales acest restaurant tradițional japonez. Hai să vedeți cum e. Vedeți, aici trebuie să vă descălțați dacă vreți să stați la aceste mese, care sunt pentru mai multe persoane. Și aici sunt mesele mai normale. Mira, hello, ai ales ceva? Eu cred că am ales, dar mi-a luat ceva care arată foarte bine. Se cheamă soba. Soba este de fapt noodles în japoneză sau cam așa. Oricum, sunt un fel de tăiței de casă pentru că sunt mai mari, cu legume și văd care și ceva carne de porc. Acum nu mai funcționează bețișoarele. Hai că-s curios, ce gust are? Are gust de tăiței de casă. E gust noodles dintre aia comerciale, așa. E-s mai natural din câte par, din ce am gustat. Chestiile astea care au gust de afumătură de porc și e ciudat că se mișcă, nu-ți vin. Dar nu știu, probabil faptul că stau pe noodles-ul cald le face așa un pic să se miște. Aici am luat gyoza, porc, un fel de dumplings așa, care se cheamă gyoza. Da. E o umplutură de uleioasă, sunt cam uleioasă, o umplutură de porc, puțin dulce parcă. Și eu mi-am luat carne de porc serată, făcută cu legume și chestiile astea care nu știu ce sunt, afumături, care par a fi vin. Dar astea mi-amintesc de mâncarea pe care o făcea bunica de la Ponor. Nu știu cum îi spune, ia să văd cum e carnea. Carnea e foarte bună, super tare acest fel de mâncare japonez, pentru că în Japonia nu se mănâncă doar sushi și numai sushi. Și ia uitați ce nebunii de dulciuri! Yummy, yummy! Și a venit vremea pentru ceva dulce aici în Tokyo. Ia uitați ce înghețată mi-am luat eu. Așa, un pic ciudată, zice. Și eu v-am arătat în vitrină. Ei bine, nu, eu credeam că mi-o dă așa pe farfurie și poți să tai să mănânci. Nu, ceea ce v-am arătat eu în vitrină vine așa, la unul. Poi? E o clătită. Eu mi-am luat cu cremă de vanilie și caramel. Practic, e o clătită mare cu cremă de vanilie și caramel. Și aici, chiar lângă restaurantul unde am mâncat, este un magazin cu animale. Da. Dacă vreți să cumpărați, ia uitați. Ia ce frumos e. Uite ăla, ce frumos e. Băreule, găsucule, ciuchi. Ce frumos ești. Uite și ăștia doi, Mira, aici. Ia uitați la ei, ce frumos ești. Doamne, ce scump ești. Trei. Ce faci, mă, jucăusule, mă? Ia uitați, acest cățeluș costă undeva la 1.650.000 de lei. Pisicile astea, uitați ce micuțe sunt și frumoase. Ce blane frumoase au. Se joacă. Ia uitați-le. Și asta costă la 594.000. Wow, mult mai ieftine decât câinii. De fapt, fiecare cățeluș, dacă îl cumpărați, o parte din bani se duce exact să ajute un copil cu probleme, fie de sănătate sau orice altfel de probleme. Deci, mie mi se pare extraordinar. Și lume bună, să știți că nu am ales întâmplător acest loc ca să încheiem 5 locuri de unde poți să vezi Tokyo gratuit de la înălțime, pentru că pentru Tokyo love, love, love. E un big love din partea noastră. Da,
și nu uită, să nu uităm de Statuia Libertății care e în spatele semnului cu dragoste, dar și podul nemaipomenit de frumos. Ce să zicem, hai să facem rapid un pro și contra, ce ne-a plăcut, ce nu ne-a plăcut. Cinci locuri de la înălțime ce nu mi-a pe plăcut. Care le-am văzut gratuit în Tokyo și din punctul ăsta de vedere, Tokyo este un oraș nemaipomenit de bun, deoarece are toate aceste locuri de unde poți vedea Tokyo gratis. Și așa cum v-am mai spus, cam la fiecare dintre ele, e minunat că nimeni nu te întreabă de absolut nimic. Te duci acolo, îți faci treaba și te bucuri. Eu vreau să spun că am fost super dezamăgit de cei de la Bukiko Center, Civic Center, al treilea loc, oricum știți povestea, pentru că s-au găsit deștepți de ei să facă un centru de vaccinare COVID acolo la platforma aceea superbă unde vezi orașul. Nu puteau să-l facă la subsol, într-un beci undeva la 20 de metri sub pământ? De ce l-au făcut chiar sus acolo? Și am văzut cum au acoperit geamurile cu plastic. Urât, adică atâta minte, nu știu, foarte supărat pe chestia aia, dar făcând excepțiile de la chestia aia, eu zic că toate lucrurile sunt, mie toate mi-au plăcut. Și nu pot să zic că a fost unul care mi-a plăcut mai mult ca altul, pentru că vederea a fost superbă și diversă, că am umblat cam prin tot Tokyo-ul așa, să avem unghiuri diverse cu orașul și le recomand pe toate cinci, mai ales că-s gratis, nu costă un leu. Oricum, hai să vă dau un sfat foarte, foarte bun. Cel care l-am văzut la numărul 4, și anume clădirea metropolitană, nu? Da, guvernului, da. Clădirea metropolitană a guvernului, acolo, la etajul 46, sunt suveniruri foarte avantajoase la preț. Cred că cele mai avantajoase din ceea ce am văzut prin tot orașul. La fel și eu pot să zic că toate sunt spectaculoase, toate sunt de un wow și e bine să le vedeți atât pe zi cât și pe noapte. Asta dacă aveți ocazia, bineînțeles. Exact. Noi am văzut câteva pe zi, după cum v-am arătat, și unul pe noapte, la fel de spectaculos. În cazul filmărilor și al fotografiatului, e mai greu noaptea pentru că este prin geam și geamul, oricât ar fi de bine spălat, oricât ar fi de așa, tot se vede că e geam. Reflectă. Dar asta pentru a fost la clădirea guvernului, adică poze să faci de acolo seara, zero oportunități, pentru că dacă nu ai o tehnologie mai aparte, eu știu dar că chiar sunt și cu chestii, tehnologie, din cauza reflectă lumina și nu e destul de greu, dar pentru relaxare, pentru a avea acea atmosferă wow, o să o ai cu siguranță. Și de la clădirea guvernului de acolo puteți să vedeți și muntele Fuji, dacă afară e senin. Și da, încercați. Încă o dată am rămas puțin dezamăgit pentru că acest pod din spatele Statuii Libertății, de obicei fac un show de lumini în care proiectează lumina curcubeului pe acei doi stâlpi în distanță. Se pare că în seara asta am tot stat aici vreo oră înainte, când am ajuns, după ce am mâncat, am ieșit afară iar o oră, nimic nu... Culorile se schimbă și probabil sunt în culorile curcubeului, dar nu în nu același așa timp. De vizibile. Da, și nu vizibile, adică cum am văzut pe net, din păcate. Nu uitați să vă abonați pentru că nu vă costă nimic. Noi suntem Travel în 2, Mirabela și Bogdan, și călătorim deja de 8 luni de zile și planul este să călătorim în destinații și mai interesante, am zice noi. Abonați-vă că nu vă costă nimic și iar pe noi ne ajută enorm. Ah.